Bună și bine ați venit, au revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt un empties și produsele o să le pun aici și aia pe pat. După ce o să vi le arăt, am consumat aceste șervețele umede de la Lidl, care din punctul meu de vedere sunt cele mai ieftine pe care le puteți găsi sau le pot eu găsi în momentul ăsta pe piață. 3,50 lei parcă sunt acum, înainte au fost 2,50 lei, așa ceva, la 2,50 lei, fenomen. Dar prețurile au crescut, așa că 72 de bucăți la 3,50 lei, eu spun că este un preț foarte bun și foarte mic pentru zilele în care trăim. Următorul produs o să vă prezint pe repede înainte, pentru că am destul de multe produse și pentru că nu vreau să vă mai țin aici încă 40 de minute sau mai mult de jumătate de oră, așa că încerc să mă grăbesc, pentru că așa îmi și recomandați și voi, așa spun că este cazul să fac și eu, pentru că mai am și altă treabă, nu-i așa? Așa este. Mai ales că sunt la al treilea videoclip filmat pe ziua de astăzi. Și probabil și, da, pe ziua de astăzi, nu o spun în aceeași oră. Următorul produs este gelul de duș exfoliant de la Love Nature cu zmeură organică și mentă. Sau mentă organică și zmeură. Și după cum vedeți aici, mai este o picătură și se pot vedea particulele exfoliante. Sunt verzi. Mai am încă două cutiuțe de la niște șosete cu model de Crăciun, care au fost la Oriflame și din care am cumpărat multe perechiuțe, multe, nu știu, 4, 3, 4, 5, 4, nu știu câte am cumpărat, și am rămas cu aceste cutiuțe, care sunt geniale și pe care eu nu știu încă dacă să le arunc sau să le păstrez, să pun ceva aici înăuntru la Crăciunul viitor, dar cred că o să pun ceva aici și o să le agăț în brad, pentru că sunt niște cutii foarte frumoase și nu vreau să le arunc. Și au de asta de agățat în brad. Sper. O să le las deoparte. Următorul produs este o cutie de la crema Ducrai, cremă pentru coșuri. O să vă spuneam eu că o folosește sora mea și că este foarte mulțumită. Următorul produs care este aici la Empties este acest Deo spray de corp cu, este Giordani Gold esența și acesta. Și acesta. Eu încă sunt în trecut în videoclipurile celelalte și nici nu mai miroase nimic, nici nu știu de când l-am. A expirat în luna a doua 2021. Probabil că l-am de mult timp înainte. Următorul produs este acest ruj de la One Color Liquid Matte Lipstick în nuanța, mă chinui eu acum să văd nuanța că nu văd, Punch, în nuanța Punch. Este un corai frumos. Următorul produs este acest deodorant de la Activel, 48 de ore protecție invisible. Următorul produs este tot o cremă pentru acne, pentru controlul acnei. Și na, cu iris de Florentina și nu știu mai ce. Din nou, sora mea o folosește. Avem aici și un spray pentru astm. Cine știe, cunoaște, nu știu din ce gamă este. L-au pus aici fetele mele. Flixotide. Flixotide. Nu știți, dacă aveți astm sau ați avut, faceți așa. Încă nu este gata, se pare că nu știu ce nu aruncat. Cred că nu mai sunt bolnavi. În fine. Mai avem un Lady's Pistic din acesta, 24 de ore protecție, care a fost tot din gama Invisible. Mai am un rolon de la parfumul Divine. Și după cum vedeți, sunt goale. Mai am un gel de curățare Pure Skin Deep Cleanser Face Wash cu acid salicilic pentru coșuri, din nou pentru sora mea, cred că l-am cumpărat. Ia să vedem noi ce mai am aici. Am niște cutii, niște, doamne, n-am nici aici. Un spray nazal, niște cutii, o sticlă de spirit, mai am din aceasta, cred că e Mona, da, e Mona aici, o vedeți? Ea este Mona.
Așa, am vopselele aici. Stați așa. Vă spuneam eu când m-am făcut mov, roz, de fapt, că o să vă arăt cu ce m-am vopsit. Și o să începem așa. Pe o cutie unic. Ah, destul. Acesta a fost decolorant pe care l-am folosit de la Sayos în nuanța Platinum Lighter 13.5. Cu acesta m-am decolorat la rădăcini. Apoi m-am dat cu vopseaua aceasta permanent 12.59 Cool Platinum Blond, care nu s-a făcut așa ca pe cutie. Apropo, nici măcar pe părul decolorat. Și a trebuit să recurg la aceste două vopsele care se cheamă Lavender Crystal, nuanța 183530, ia auziți ea, cu multe numere, nuanța 183530, așa sunt ele. Următoarele produse sunt două creme de față, am un SPF de la Aven, pe care n-am reușit să-l termin, dar cred că a expirat, este de... cred că vara trecut sau cu două veri, habar nu am, și o să-l arunc. Următoarea cremă este aceasta de la Synergy Term, care expiră în 6 luni, nu, în 12 luni, dar au trecut deja 12 luni și mi-e frică să o mai folosesc. Și este aproape plină, bine așa, vedeți că e jumătate de goală. Dar pentru că este până sus, e foarte grea și pare că este plină. Și cred că este oricum foarte puțin consumată. Este cremă Hydraterm, nu știu cum, cu vitamina E, macadamia oil și alanotoin. Nu știu ce este alanotoin, dar am cumpărat pentru că am văzut de la Monica Palcău și am spus că trebuie să am și eu. Ei, trebuie, nu știu. Synergize, crema din setul Novage, crema de zi. Eu am avut setul Synergize, după cum bine știți, poate încă nu știți, poate sunteți noi, dar dacă sunteți vechi aici pe canal... cu siguranță știți că am avut setul Synergize și aceasta este crema de zi Ideal Perfection cu SPF 30. Acum acest set nu mai este la Oriflame, s-a scos de tot și s-a înlocuit cu alt set, Novage Plus. Ia să iau ce am mai scos aici pe pat, să le bag aici. Și continuăm imediat. Mai văd aici încă un deodorant din acesta de la Divine, dar este un pic murdar și nu o să vi-l arăt foarte mult. Aici avem o spumă de curățare a feței de la It's Skin cu banane. Mi-a plăcut destul de mult, chiar dacă vă spuneam eu că miroase a spumă de ras. Am mai avut o variantă cu portocale roșii și încă una cu rodie. Și aceasta cu banane. Și am folosit aceasta cu banane până nu am mai putut. La fel, măști de păr cu banane, nu știu mai ce cu banane, nu știu mai ce cu banane, în geluri de duș, probabil. Așa că m-am saturat de banane, nu mai pot să am banane în cosmetice. Aici avem un balsam de păr pe care l-am cumpărat surorii mele cu vanilie și nu știu mai ce. Cred că doar cu vanilie și migdale, cred că așa arată aici. Nu știu dacă l-a folosit pe tot, mai pare că mai ia de ceva. De la Balea, cred că i-a plăcut. Următorul produs pe care l-arunc este primul meu și ultimul meu spray de corp de la Victoria's Secret, pe care nu l-am putut folosi. Este acesta Pure Seduction. Știu că gusturile nu se discută, dar totuși, cum este posibil? Ca un parfum de corp care este atât de lăudat și atât de cumpărat de întreaga lume, din femeile din întreaga lume, se miroase atât de rău. Nu știu, mie la atomizor nu-mi place, când mă dădeam pe mine nu-mi plăcea, dar vă spun ce-mi place. Odată mergeam pe stradă și erau niște băieței, bine, pentru mine băieței, nu știu cât aveau, 14 ani sau 13, 12, habar nu am. Și au început să strige când mergeam eu, că miroase a căpșuni, miroase a căpșuni. Și atunci eu m-am gândit că acesta este și, într-adevăr, parcă duce un pic a căpșuni acrișor, dar și dulce foarte tare. Este atât de dulce încât eu nu îl pot suporta. Dar eu suport multe chestii dulci, dar acesta, nu pot să îl folosesc. Dacă nu vă plac chestiile dulci, nu încercați și voi așa ceva, pentru că, nu știu, nu încercați.
Aici avem un gel de duș cu Tropic Fantasy de la Balea și voiam să văd, pentru că mai are un pic, cred că mai are pe fund, voiam să văd dacă s-a stricat mirosul sau ceva de a ajuns aici, pentru că aici este MTZ-ul de acasă, nu mai am MTZ-ul de la facultate. Și spune Limited Edition, nu știu mai ce, și nu știu dacă mai găsit această variantă în magazine, deși am văzut ceva cu Tropical, ceva la Deme și o să-mi cumpăr și eu, dar nu vă spun că există un gel de duș cu papaya și mango la Oriflame care urmează, cât pe ce urmează să apară. Următorul produs este tot un gel de duș Splendid Bouquet de la Oriflame, care îmi place enorm. Mirosul superb. Superb, miroase a Lenor. Efectiv a Lenor miroase. Următorul gel de duș este acesta. Anima Double Sport Body Shower Active Performance Daily Training Fit Your Soul. Este un gel de duș fresh sport, cum spune, și spune că e made in Italy. Posibil. Eu l-am primit cadou, nu știu unde îl găsiți. Este destul de fain. Următoarea variantă de produs de aici din cutia mea este un odorizant pentru cameră, dar nu mai știu la ce brand. Posibil să fie de la Lidl acesta cu Fruit Dreams și cred că este de la Lidl, că țin minte că am cumpărat multe din acestea, că erau 5 lei, 6 lei sau 3 lei, 50, habar nu am, în comparație cu acelea de la Airwick, care foarte scumpi erau. Aici avem sfumantă de baie de la Oriflame la 750 ml, Sweet Dream Daydreamer Bubble Bath. Fain tare, miroase a piersice, a caisie albe. Superb, superb. Următorul produs este balsamul meu preferat de păr de la Oriflame, care nu se mai face. Deci tot ce am avut preferat la Oriflame nu se mai face. Dar s-au înlocuit cu alte produse care sunt mult mai scumpe și pe care mi-e frică să le încerc. Adică la modul ăsta am ajuns. Avem Herix Volume Fit Fullness Conditioner. Mi-a plăcut foarte mult, dar nu se mai face și nu îl mai găsesc, așa că plâng. Avem și crema de mâini cu Splendid Bouquet. Dacă mai găsești gelul, să vă arăt cum arăta set. Așa, a fost, cred că, ediția de primăvara trecută. Nu cred, sigur. Mai am aici alte șampoane din acestea. Deci, câte șampoane din acestea ați văzut la mine? Spuneți drept, spuneți repede, repede, repede. Preferatele mele care îmi dădeau volum, aici, volum îmi dădeau. Și exista doar varianta de 250 ml, că altfel cumpăram și la un litru de acela. Următorul produs este crema de ochi de la Vichy Neo Vadiol pentru menopauză, frumos tare, cu dispozitiv de răcoare, dar mama nu a folosit-o, a uitat de ea și a expirat. Frumos tare. Aici avem un gel de duș de la Sense, din acesta care se găsește la hotel. Nu știu de pe la care hotel l-am consumat. Aici avem niște vitamine cu nu știu ce. O să de comprimate, nu le bău sorul meu și le aruncă mama de la Forever. Ele că este cu mărar sau cu pătrunjel, nu știu ce. Eu cred că e cu usturoi. Aici avem un eșantion de Age Revive cremă de zi cu SPF 15 de la Optimals pentru 35 de ani sau 30, nu mai știu sigur, cred 35. Avem o mască de față unicorn de la Seven Heaven, asta i-am dat ușor, mi-a cadou. Am primit-o eu, dar i-am dat-o ei cadou. Aici avem o mască de față care este peeling, așa, adică poți să o deslipești. Purifică și iluminează din aceasta de la Acne, Stop Acne de la Gero Vital. Mi-a plăcut foarte mult, dar nu puteam să o folosesc doar pe ea, așa că mai foloseam măști, șervețel sau așa mai departe. Și a trecut timpul, și a trecut bine, așa că a ajuns să expire și a ajuns la empties, după cum vă puteți da seama. Aici avem o cremă CC Cream, care a cumpărat-o mama pentru sora mea, dar sora mea spune că este foarte închis pentru ea. Și uitați cât de închis este, închis pentru mine, cred. Sau,
Vai, o sărit pe mâna mea, uitați ce am făcut. Pun pauză, mă șterg și revin. Am revenit. Următorul produs este o pastă de dinți de la Optimals pentru dinți sensibili. Mi-a plăcut și aceasta destul de mult. Mai avem o spumă de curățare de la Rilastil Acne Stil. Auziți, Rilastil Acne Stil, tot așa mai departe. Spune sora mea că a fost bună. La fel și mama spune, care mama cumpără așa ceva. Aici îmi pare rău că am un ser. De fapt, cred că nu-mi pare rău. Da, asta este serul terminat. Am un ser aici cu, pentru iluminarea tenului. Radiant Serum de la Synergy Term. Am cumpărat întreaga gamă acum o viață în urmă. Și au fost produse care nu le-am terminat în 6 luni și a trebuit să le arunc, după cum ați văzut, cremă. Și acesta credeam că a trebuit să-l arunc, dar aparent l-am consumat și pe el. Prima dată, vă spun drept, acidul hialuronic l-am consumat, mi-a plăcut foarte, foarte mult și nici nu știu dacă vi l-am arătat vreodată. Arată super, foarte lichid, așa că nu-l dai pe față deodată, lichid, trebuie să ai grijă să nu se ducă. E foarte bun, foarte hidratant, îmi place foarte mult. Următorul produs este un șampon Pantene Pro Aqua Light. Mi-a plăcut foarte mult și acest șampon și eu m-am spălat cu el și mama și sora mea și mai multă lume. Toată lumea care era la noi și voia să fac baie cu acest șampon să spăla, adică toată lumea, mama, tata, familia. În fine, aproape mi-a strâmt acum că l-am mirosit. A fost consumat până la ultima picătură, după cum vedeți. Bun. Mai am un ulei de păr de la Sien, Argan Oil Elixir. Cineva spunea că în Italia, la saloane, Morocco Oil a fost înlocuit de acest ulei de la Lidl. Nu știu dacă o fi adevărat, probabil persoana era care a spus acest lucru, habar n-am. Eu nu am încercat Morocco Oil, dar acesta de la Sien nu este preferatul meu. Prin urmare, a și expirat în halul ăsta, miroase groaznic, are 100 de mililitri. Probabil dacă m-aș fi ținut de el, adică acum mă dau de fiecare dată când mă piept, n-am nevoie de ulei și fug după el dacă nu-l găsesc. Dar înainte probabil nu foloseam mereu ulei pe păr când mă piept, n-am. Probabil nu eram atât de blondă cum sunt astăzi când am cumpărat acest produs, de a ajuns să miroase urât. El, nu știu dacă de la început mirosea în halul ăsta, dar acum miroase a stricat, a rânced, așa că îi fac vânt de nu se vede. Am mai terminat de la Lorina o mostră din aceasta, 254 Girl of the Sun. Este dupe pentru Miss Dior Sherry. Miss Dior Sherry, da. Avem aici o cremă de mâini cu piersici sau caise. Caise, că îs mititele. Cu caise, care mi-a plăcut foarte mult și mirosa a gumă de mesecat cu caise, genială. Dar și aceasta nu se mai face la Oriflame. O să vedeți, eu cam sunt tot revoltat prin mai multe videoclipuri în care arăt așa, pentru că am filmat în aceeași zi. Așa că revolta mea continuă. Următorul produs care s-a întărit de numă și arată albicios, lăptos aici. În recipient este acest mascara transparent pe care l-a cumpărat sorbe. M-am încurcat, s-au lipit buzile, am dat cu tot felul de rujuri și glosuri aici și acesta s-a întărit, s-a făcut urât. Essence, ce să cer de la Essence, chiar dacă toată lumea laudă produse bune și așa mai parte, sunt de acord și eu am și eu folosesc, dar na, adică toate au un termen. Următorul produs este această ojă de la Revers, care mie îmi place foarte, foarte mult. Brandul Revers, cel puțin la unghii, când nu făceam unghiile cu gel, era top. Era unul din preferatele mele și nu concepeam să folosesc altceva, pentru că erau foarte, foarte rezistente. Și vă spun drept, n-am încercat de la Essence nicio ojă, dar urmează, pentru că nu mai vreau unghii cu gel, pentru că mi s-a rupt unghiuța, nu știu dacă pot să vă arăt, dacă nu o să muriți când o să vedeți asta. În fine, mai am o ojă de la Nobea, care nu știu ce caut aici, probabil s-a întărit. Nobea gel lac. Da, e tare. Vale. Pe asta am dat 2 lei, pe notie, nu am impresia. Genial prețul. Aici avem un ondulator de gene, sau aparat de ondulat genele, habar nu am.
Dar nu știu dacă piesa l-am de la Oriflame sau de la Kaufland. Știu că trebuia să aibă un arc pe aici. Așa merge în gol. Și probabil dacă încep să mă fixez acum la ochi, nu se mai ondulează genele, așa că nu am de ce să-l țin când el joacă în halul ăsta. Auziți? Și ultimul produs de aici, nu o să vă vină să credeți, este tot un Lady's Pistic. 40 de ore protecție. Mama folosește la nebunie aceste deodorante. Ea nu folosește deloc rolon cu bilă, spray și așa mai departe, nu. Sora mea mai folosește spray. Eu mai mult cu rolon de la Oriflame. Și din acestea îmi plac, bineînțeles, dar la Oriflame nu este. Ia Oriflame să faceți de astea, să cumpăr și eu de astea, da? Da, bine. Și acesta a fost videoclipul meu de MTS, sper că nu v-am ținut o zi întreagă aici și că m-am încadrat în cele 20 de minute pe care văd că le-am consumat. Până la următorul videoclip, eu vă doresc o zi superbă și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că văd că vă uitați așa mulți la videoclipurile mele, dar nu știu unde sunteți. Abonați-vă să vă văd! Și va urma și un giveaway cât de curând. Pe curând! Și totuși revin, chiar dacă v-am spus pe curând. Mai aveam această cremă de corp cu biscuiți de la Balea pe care am terminat-o. A avut 30 de mililitri. Hai, și miroase incredibil, incredibil. Dacă ne-am cumpărat, deci la toată lumea am cumpărat geluri de duș din acestea cu biscuiți. Cred că și creme am cumpărat la toată lumea, nu mai știu. Și au fost geniale. Ce să vă spun, mai mult de atât, foarte frumoase. Mai am niște produse pe care le-am terminat la Iași și nu am mai adus recipientele acasă, pentru că nu avea niciun rost să aduc gunoaie efectiv acasă. Așa că le-am pozat și o să vă las pe ecran tot ce am consumat. Până la următorul videoclip, eu vă doresc o zi superbă. Pa, pa!